Am văzut la viața mea de toate câte poate nu vedea. Am văzut multe rele, am trecut prin ele. Când am fost pe unde am plecat, om ca tine n-am văzut. Un om cu sufletul atât de curat pe care îl iubesc eu. De această dată suntem în Comuna Fântânele cu o surpriză frumoasă pentru domnul Petru, care astăzi este sărbătorit. Împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani, iar noi mergem să-l surprindem și să-i urăm călduros la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Bună ziua! Și la mulți ani vă spuneam! Mulțumim! De acum ne-am primis, noi am intrat la dumneavoastră. Nu vrem! Domnul bă, Petru, noi suntem echipa surpriză la domnul Ciliaș. Dar bă, nu aveam. Știind astăzi că suntem sărbătorit. Știind că împliniți frumoasa vârstă de 50 de ani. Avem informația corectă. Venim să vă sărbătorim din partea celor mai dragi și mai scumpi ai dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră ceva. Mulțumim să rămână și... Cine credeți dumneavoastră că ne-a trimis aici la dumneavoastră? Am să încep cu doamna. Chiar dacă dumneavoastră sunteți sărbătorit, doamna primește astăzi florile. Am să vă rog să mă ajutați. Ziceți dumneavoastră băieții să fie... Fiecare de acasă. N-am multe, decât două. Să știți că am un indiciu pentru dumneavoastră. Ia uitați-vă ce cadou avem noi pentru dumneavoastră astăzi. Stălțâniți tot dumneavoastră, așa. Sunt toți cei mai dragi și mai scumpi. Cei care astăzi, dar chiar dacă nu sunt aici lângă dumneavoastră fizic, dar sufletește și au dorit să ajungă. Să reușească cât uși de puțin să vă sărbătorească. Și și-au dorit din toată inima ca astăzi, nu vă întristați că schimbați prefixul, de acum ai 5 în față. Ani au trecut? Asta e viața. Asta... Vă dau dumneavoastră. Hai, ne apucați de băut. Așa, ca să reușim să vă sărbătorim, noi avem și tortulețul pentru dumneavoastră. Așa. Care am să vă rog să-l țineți tot dumneavoastră. Este doar a dumneavoastră astăzi. Noi tare ne dorim și din toată inima ne dorim ca cei care ne-au trimis aici la dumneavoastră să reușească totuși câtuși de puțin să vă sărbătorească. Și așa cum făceați dumneavoastră cu băieții, sărbătoreați la fiecare zi de naștere, mereu, așa și-au dorit și ei, la fel, ca și dumneavoastră astăzi, să vă simțiți cel mai iubitată din lume. Să iubite Dumnezeu toată viața, să fie sănătoși și frumoși, să gândească și la părinților. Cu siguranță, dumneavoastră i-ați crescut cel mai bine. Da. Și știți și ce băieți ați crescut. Noi am făcut cum am putut. Da. Mulțumim Dumnezeu și mergem înainte să mai putem face. Acum să știți că, pe lângă aceste daruri, noi pentru dumneavoastră mai avem și un mesaj de transmis. În urma căruia, cu siguranță, aflăm cine stă în spatele surprizei. Da, hai să mâncăm tortul de am. Iar mesajul spune așa. Nu mai am emoții. Dragă tată, astăzi este o zi specială pentru că sărbătorim pe cineva deosebit. În această zi minunată vreau să-ți transmit toate gândurile noastre bune și mulțumirile noastre sincere pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce faci pentru noi toți. Îți mulțumim pentru că ai fost mereu alături de noi, pentru că ne-ai susținut și ne-ai încurajat să ne urmăm visurile. Ești stâlpul familiei noastre și ne inspiri prin exemplul tău de tărie, înțelepciune și iubire necondiționată. Fiecare zi petrecută alături de tine este o binecuvântare și suntem recunoscători pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreună. Și chiar dacă nu suntem toți lângă tine în această zi importantă, ne dorim să ai parte de multă sănătate, fericire și împliniri. Să ai parte de momente frumoase și să știi că ești apreciat și iubit de toți cei din jurul tău. Să știi că abia așteptăm momentul să venim acasă, să vă luăm în brațe și să fim așa cum eram pe timpuri, familia noastră iubită și dragă. Te iubim din toată inima și astăzi îți punem un mare mulțumesc. Cu drag și recunoștință, familia. Toți, de la mic la mare. Doamne ajută, cu drag înainte. Cu toți au fost complici. Cu toți au fost complici. Copilul tata, toți au fost și la bine și la rău. Prostii și buni și da... I-ați învățat să fiți uniți! Toți sunt băiețelul tata și fetele mele.
Acum să știți că noi pentru noastră mai avem și o melodie pregătită. O melodie care astăzi copiii din toată inima doresc și să o dedice dumneavoastră. E ceea ce simt și poartă inimă mereu pentru dumneavoastră. Să fii sănătos și mereu copiii să fie uniți. Că așa este. Așa e. Cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie. Noi vă mulțumim, vă respectăm și vă mulțumim foarte frumos pentru toate. Noi sperăm că au reușit astăzi copiii să vă sărbătorească, să vă simțiți astăzi cel mai iubitate. Să le ajute Dumnezeu să fie sănătoși, Doamne ajută înainte. Le prasem de un salter, le facem așa cu mâna la toți. Le fac ceilalți. Le ajute Dumnezeu să fie sănătoși. Doamne ajută înainte. Sănătate multă. Îi mulțumim pentru surpriză. Și să le zicem. Au crescut acum băieții mari. Trebuie să așteptați acum la surprize. Să ne aduc și unul ori cum am adus și eu acasă. Lui maică mea, lui taică mea. Și noi am fost 6 băieți acasă. Noastră aveți 5 și eu și fata? Nu, 4 băieți. 4 și așa. Da. Să aduc și inurori acasă cum am adus și noi le așteptăm cu drag. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.